Mi ziceți că putem începe, da? Putem să începem, da? Bună ziua, stimați reprezentanți ai mass media, bună ziua, stimați cetățeni. După o perioadă de reflecții de câteva luni în care am păstrat tăcerea, astăzi vreau să vin cu concluzii și deciziile mele, ale familiei, dar și ale altor colegi de-ai mei. Regret momentele prin care am fost nevoiți să trecem astă primăvară. Familia noastră a devenit ținta atacurilor din diferite părți. Am simțit pe propria piele ce înseamnă justiția televizată, care e ca și în bancul Fata Popei. Din păcate, pe mulți, inclusiv din conducerea țării, nu-i interesează adevărul, dreptatea și justiția corectă. Se toarnă găleți cu murdărie peste om care trebuie de unul singur să se spele și să demonstreze că este curat. Eu și familia mea am trecut peste această etapă complicată și vom lupta ca dreptatea, că este de partea noastră, să triumfe. Credem în puterea adevărului și că puterea este anume în adevăr. În ultimele luni am avut mai multe discuții cu prietenii, cunoscuții și cu colegii care am activat în Partidul Acțiune și Solidaritate. Majoritatea acestor oameni, atât din Chișinău, cât și din nordul Moldovei, de unde sunt de Baștină, au recomandat ca să-mi continui munca pentru interesele Republicii Moldova, împreună cu Renata Usatăi, președintele partidului nostru. Sunt de acord cu ce mi-au spus mulți oameni, că doar el, Renata Usatăi, poate să oprească pe cei care fac rău țării. Astăzi anunț că ader la partidul nostru pentru a deveni vocea tuturor inițiativelor legislative ale echipei acestei formațiuni. Eu urmăresc de mult timp ideile și inițiativele lui Renata Usatăi și cred că ele trebuie să devină lege. Pentru că aceste propuneri sunt doar în interesul cetățenilor Republicii Moldova și în interesul țării noastre. Noi, ca deputați, trebuie să lucrăm în interesul cetățenilor noștri și în interesul statului nostru. Am apreciat mereu mesajul domnului Usatăi cu referire la consolidare, unificare a societății. Noi trebuie să unim poporul, dar acum, cu regret, avem o societate prea dezbinată. În calitate de deputat și cetățean al acestei țări, vă spun cu certitudine că avem un haos acum în toate structurile de stat. Moldova trebuie să treacă printr-o schimbare radicală. Trebuie să fie un singur om, un președinte puternic și responsabil. Renata Usatăi este anume acel om care îi pasă de toți cetățenii Moldovei. A demonstrat-o în fapte și nu o singură dată. Eu, ca și mama lui Renata Usatăi, am lucrat o viață în educație. Sunt pedagog. Este doar un element în plus care ne apropie în gândurile și modul de a vedea lucrurile. Să avem oameni educați, instruiți, pregătiți pentru o viață bună acasă, aici, în țara noastră. Să facem ca Moldova să fie o țară cu care să te mândrești și unde ai vrea să trăiești. Îmi doresc să avem un stat în care toate doamnele, mamele, bunicile și copiii să fie protejați din toate punctele de vedere. Sunt sigură
Renato Usati poate realiza aceasta. Inclusiv, din acest motiv, eu și mulți cunoscuți de-ai mei vom vota anume pentru Renato Usati la alegerile prezidențiale. Cât privește PAS, a început frumos, dar la modul în care se guvernează și cum se iau deciziile, acumulează multă nemulțumire. Sunt nemulțumiți și în fracțiune parlamentară, dar și cel mai mult în organizațiile teritoriale. Pentru că ei sunt cei care discută zi de zi cu cetățenii. Și oamenii au foarte multe întrebări față de modul în care este condusă țara. În continuare, mă voi concentra pe agenda cetățeanului. Și alături de echipa lui Renato Usati și partidul nostru, vom lucra pentru a oferi soluții la problemele reale ale cetățenilor. Vă mulțumesc!